Mara Matasă este elevă în clasa a doua și studiază pianul de 3 ani. Mara afirmă că se simte minunat pe scenă. La unele melodii are senzația că zboară, plutește printre notele muzicale. Mara se vede în viitor ca făcând ce-i place ei cel mai mult, muzica. Își dorește să devină profesoară de canto, dorind ca, din tot ce a acumulat ea în mulți ani de muncă și din experiența ei, să ofere copiilor. Astăzi, la Kronstadt Masterfest, Mara Matasă.